Pepe, tu i-ai injectat energia asta, tu i-ai dat forța asta? O are ea, efectiv, o are ea. Am o rugăminte, domnișorilor, nu se poate. Domnul Dorian nu se poate concentra la concurs. Mulțumesc mult de tot că ați fost lângă noi, la revedere. Păi, mai bine așa, mă, Dorian? Bă, Dane, altceva m-a deconcentrat. E, las, că am văzut că nu mai este mintea ție la... Nu știu dacă să sar cu ăsta pe interval sau nu. Golden Star-ul... E alegerea ta, să știi că, din punctul meu de vedere, oricum o văd în marea finală. E clar material pentru marea finală. Acum e decizia voastră. Nu vreau să vă... Deci Golden Star-ul se dă copilului Wow, care vă uimește. Și atenție, Golden Star-ul îl aruncă direct în marea finală. Mă rog, eu v-am amintit regulamentul. Fii atent. O luăm așa. Ascultă-mă, Dorian. Gândește-te. Alina, cum ți s-a părut? Mi s-a părut un moment, într-adevăr, plin de energie, dinamic. Mi-a plăcut foarte mult alegerea piesei. Nu știu a cui a fost ideea, dacă a ta, Briana sau a lui Pepe. Ia uite că a pus ea mâna pe cica mea. M-a surprins când a venit cu piesa asta, pentru că formula aia, n-am făcut altceva decât să îmbrăcăm puțin spectacolul, chemăm câteva fete și... Mi-a plăcut foarte mult ce am văzut, dar mi-a plăcut și mai mult ce am auzit. Foarte tare momentul. Mulțumesc! Îmi place drive-ul tău, ai un drive interior foarte, foarte bun. Ești făcută pentru a fi pe scenă, îmi place că ai atitudine, îmi place că ai comunicat cu noi. Și are o energie, bă, știi cum se simte de aici, așa, îți vine să... Despre asta e vorba, baterii. Asta înseamnă și pe noi. Extar, da, are baterii încărcate. Culoarea, Alina, te văd încurcat, Doriane, te văd încurcat. Am gândit-o. Încă mă gândesc dacă să dau steluță sau Golden Star. O să-ți pară rău că Acum urmează steluța lui Alina, dar nu-mi zic nimic deocamdată, stai așa. Acum steluța lui Alina? Da, acum steluța Alinei. Golden Star! Împreună cu Briana au făcut un moment de marile scene ale lumii. Hai, Mara! Asta așa copto! Uite cum stă treaba, fiți atenți! Stați așa să ne explicăm! În primul rând, are o voce extraordinară, are timbru, are interpretare, are energie, are tot ce-i trebuie. Are baterii, are deci tot. Deci pentru marea finală este extraordinară. În același timp, îl are mentor pe Pepe, despre care sunt sigur că face cea mai bună treabă. Deci în finală el o să sfătuiască. Iar în finală i-ai trimis a mea. Cum e tot Pepe? Și cu voce și cu talent. Adică rămâi dator. În marea finală, depinde totul și totul de tine. Că te-a trimis Dorian, că te sfătuiesc eu, nu mai contează, tu ești cea mai importantă. Doamne, prea bine! Deci am simțit că toți vor să dea Golden Star. De ce? Pentru că e foarte bună și pentru că a fost un spectacol realizat foarte bine. Wow! Ai zis că ți-l... Bravo, Iubita! Te-ai uitat la el și ai zis că ți-l dorești. Bravo! Copilul a terminat, momentul s-a terminat, i-am dat Golden Star-ul și nu că nu regret. Mă simt mai fericit că i l-am dat, pentru că mi-am dat seama ulterior că și colegii mei înclinau către a îndrepta Golden Star-ul Brianei. Așa că... mă simt mai mult decât îndreptățit să-i fi dat. Când am văzut că Briana a ridicat toată sala în aer, am izbucnit și eu, am sărit în sus, am strâns soția în brațe și au dat și lacrimile. E o bucurie nemărginită.